Femeia de 32 de ani se eliberase din penitenciar în septembrie 2011, unde a stat închisă tot pentru înșelăciune. Aceasta a profitat de faptul că a fost confundată cu o nepoată, a intrat în curtea bătrânei și i-a cerut bani cu un împrumut pentru restaurarea unei biserici. Bătrâna i-a dat 1200 de lei, iar femeia dusă a fost cu banii. Bătrâna i-a povestit totul unei vecine care și-a dat seama că a fost înșelată și a sunat imediat la poliție. Tânăra a fost prinsă în scurt timp, dar cheltuise 700 de lei pe alimente și îmbrăcăminte. Bătrânei i-a fost restituită suma de 500 de lei. Infractoarea are toate șansele să scape de pușcărie. Aceasta este însărcinată în luna a șaptea, iar legea nu permite încarcerarea în asemenea situații. Pe numele suspectei a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Aceasta este cunoscută cu antecedente penale, fiind eliberată din penitenciar în luna septembrie anului trecut. Aici a executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea altor infracțiuni de înșelăciune cu același mod de operare. Polițiștii recomandă să nu primiți în locuință persoane pe care nu le cunoașteți, să nu aveți încredere în necunoscuți care pretind că sunt angajați ai unor firme sau instituții, fără a verifica dacă acest lucru este adevărat.